Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune electorală. Invitatul meu de astăzi este domnul Cosmin Poparat, candidat din partea Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al municipiului Făgăraș. Bine ați revenit în emisiune, domnule Poparat. Bine v-am regăsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Care sunt principalele, intru abrupt, care sunt principalele obiective ale dumneavoastră să vă răspund pe măsura întrebării de noastră, da? Principale obiective ale mele, dacă voi ajunge primar din data de 10 iunie, vreau să fac șapte credite, vreau să vând ce mare primăria de vânzare, terenuri și apartamente și am, cred că, vreo 12 sau 14 persoane pe care vreau să le fac cetățean de onoare. Glumesc, da? da? Dar în câteva cuvinte am transpus activitatea actualei administrații din ultimii 8 ani de zile. Am fost în campanie în 2016, am fost în campanie în 2020, N-am văzut pe actualul primar psd în care să vină, să spună, domnule, eu dacă ești primar, vreau să fac credite, vreau să vând terenul unde este autogara Codriano, vreau să vând terenul de pe dr. Ian Schenchea, vreau să vând... Astăzi, la în primăria Făgăraș, este ședință, astăzi, da? Sunt 48 de puncte pe ordinea de zi. Din 48 de puncte de pe ordinea de zi, 36 sunt de vânzări, imobile și terenuri concesionări sau evaluări care vor fi după aia spre vânzare. Nu cred că asta este activitatea primăriei. Îmi propun ca lucrurile să fie mult mai transparente pentru cetățeni. Îmi propun să vin cu lucruri noi. Bine pe de o parte trebuie să continuate toate lucrările și proiectele care au fost începute sau sunt în implementare sau doar pe partea de, de dosare pentru a fi depuse aceste lucruri trebuie să meargă în continuare și aici ne referim foarte mult la tot ce înseamnă mobilitate urbană. La tot ce înseamnă anvelopare, îmi pare rău să, dar trebuie să o spun. În Făgăra s-a făcut un proiect de anvelopare pentru patru blocuri cu uh, cofinanțare de 33%, suportată o parte de primărie și o parte, cea mai mare parte de cetățeni proprietari. E o sumă foarte mare, 33%. S-au făcut în alte localități și nu vreau să dau uh, exemple. E Brașovul sau poate Victoria, aproape de noi. În care s-a mers pe PNRR, pe aceleași proiecte, cu cofinanțare de 2%. A fost primul venit, primul servit, nu știu de ce, primăria Făgăraș nu s-a dus mai departe pe aceste proiecte. Ok, ceea ce ne, vă, ne propunem noi din partea Alianței Dreapta Unită, din partea USR, PMP și Forța Dreptei, este să venim cu lucruri noi pentru, pentru comunitatea noastră. Pe de o parte ar trebui ca orice metropolă, ca orice oraș care vedem cu toții se extinde și făgrașul se extinde de la periferie. Sunt cartiere care se duc și oamenii vin și își construiesc case. Și aici mă refer la cartierul Mertia, partea Strada Nouă, Anton Pan și toate străzile de acolo, unde oamenii au construit, acolo s-au investit milioane de euro din partea oamenilor. Și este păcat că primăria nu vine să uh, le ofere o siguranță din punct de vedere al infrastructurii rutiere și pietonale. Oamenii aceia sunt uh, plătiți și taxe și impozite și au aceeași zonă ca și unul care locuiește în centrul făgărașului. Dar, dacă este o zi sau un timp mai pluios așa cum sunt, uh, sunt astăzi, ies din casă direct în oroi și nu este frumos. Știu că acolo s-au mai pus discuții, inclusiv din 2016, li s-a promis. Pentru că o să fie asfaltat în 2016, 2017, 2018, 2020, ni s-a mai promis încă o dată, nici în ziua de astăzi nu i am băgat, băgat nimeni în seamă. Se asfaltează alte străzi, se asfaltează zone, cum este zona Bulevardul principal, da? unde știm cu toții, că dacă s-a făcut referire, că după alegeri va trebui să vină să fie săpate. Acest tronson de la Spicul până la sensul giratoriu de la Tudor Vladimirescu pentru post-mediu 2, schimbarea conducturilor de canalizare, s-a făcut o referire din partea domnului primar, cum că se va săpa pe unde nu s-a făcut reabilitarea. Pe, nu văd unde, pentru că reabilitarea s-a făcut din bloc până în bloc, adică pe unde poți să sapi pe sub bloc sau pe după bloc, nu există. Deci, automat, aceste lucruri vor fi stricate. Ceea ce astăzi este făcut și prost făcut... Dar, și trebuie să afle, pentru că aceste lucruri vor fi la fel stricate, un deranj iarăf, și un disconfort foarte mare și se va duce lucrarea pentru un an și ceva. Acest lucru ar trebui să dispară, trebuie să fie o viziune mai mare din partea administrației. Și aici vorbim, făceam referire de asfalt, nu neapărat doar pe partea de mertiere, avem și bă, strada veteranilor sau cartierul de veteranilor, de. unde la fel s-a construit foarte mult. Avem cartierul Miorița unde se construiește într-un ritm foarte avansat. Mai avem câteva străduțe din, din cartierul bă, Galați, din cartierul bă, bă, îmi scap acum Salcâmului și da. mai era bă, Creangă, îmi scapă cartierul în Creangă. Sunt zone marginașe, sunt zone în care din punct de vedere politic, știu cum gândește, bă, doamne de ce să mă duc să fac acolo un asfalt când poți să-l fac în centru să-l vadă toată lumea. Păi da, de acolo în cartierul Mercea, de exemplu, pe strada nouă, unde oamenii au construit vile frumoase și noi, dacă ai venit și -ai făcut un asfalt, automat acolo nu mai trebuie să intervii zeci de ani de zile dacă îl faci domenie. Asta ar fi un, 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 un proiect prioritar pentru, pentru noi în momentul în care o să ajungem în, în primărie. Alte lucruri mai sunt pe, pe partea de servicii vreau să fac o discuție foarte, foarte mare. Suntem la o distanță de 70 de kilometri de Brașov, da? 64 în acte, da, sunt 72 de kilometri. Astăzi, dacă vrei să faci un pașaport, trebuie să mergi la Brașov. Astăzi, dacă vrei să matriezi o mașină sau să radiezi o mașină, trebuie să mergi la Brașov. Dacă vrei să schimbi carnetul de conducere că ți-a expirat, trebuie să mergi la Brașov. Dacă vrei să te înscrii pentru școala de șofer, să dai examen, trebuie să mergi la Brașov, să-ți pierzi o zi, să stai la coadă de 70-80 de persoane, doar pentru a depune un dosar acolo, o să zic că da, bă, ești ok, te înscrii la examen, nu să faci, să dai examen auto. Nu este normal. Ar trebui ca aceste lucruri, unii dintre ele să fie reînființate, pentru că serviciul de pașapoarte și de matriculări sunt suspendate din făgăra, și restul să fie înființate. Cred că da, sunt servicii care nu le acordă primăria. Dar dacă primăria face o presiune, primăria încheie un contract de colaborare cu prefectura în care, domne, uite, serviciul de pașapoarte, serviciul de matriculări, radieri, serviciul de permise auto, Hai să facem una, două zile la Făgăraș și atunci lucrurile sunt funcționale mult mai bine. Există posibilitate din partea prefecturii să facă acest lucru doar prin semnătură de prefect. Și primăria făgărea să suporte anumite cheltuieli, adică să pună spațiul la dispoziție, birourile și să plătească o deplasare care nu costă mai mult de 200 de lei pentru ziua respectivă. Pentru că omul care vine automat este plătit. Acest serviciu de pașapoarte a fost uh, închis din iunie 2022, din mi-aduc aminte. Și e, dacă vrei să faci pașaport asta și familiei tale, mergi o zi să îți facă poze, după a mai mergi încă o zi să le ridici după o săptămână, a trebuit să dispară aceste lucruri. Mai era mai sunt, fac referire la persoanele cu dizabilități. În funcție de gradul de, de handicap care îl au dânsii, care au de gradul 1, 2 sau 3, sunt nevoiți să meargă la 1, la 2 sau la 3 ani pentru a renui aceste certificate de handicap la Brașov. Sunt persoane care nu au o mână, nu au un picior, sunt persoane care nu uh, au alte bă, lucruri, și este păcat să îi pui pe drumuri efectiv cu un taxi sau cu o mașină la un prieten, să stie și la o coadă imensă acolo, să piardă toată ziua pentru a vedea că, la fel ca, și, ca și anul trecut sau acum 2 sau 3 ani de zile, la fel bă, persoana respectivă nu are o bună sau un picior. Este păcat. Aici dau un exemplu de primăria Sânt Petru care a încheiat un, uh, un protocol cu cei de la Brașov. Dosarul se face la primăria Sânt Petru, absolut tot, se depune. Primăria Sânt Petru merge și le depune la Brașov și vine înapoi spre cetățean cu certificatul de handicap renoit. Deci sunt lucruri pe care le poate face primăria, lucruri minore. Iar am fost într-o vizită oficială în, în București și la sectorul 2, am rămas uimit să văd un easy box. Un easy box lipit de uh, clădirea primăriei, unde dacă vrei să depui sau să ridici acte și vii după ora 3 sau 4, în care nu mai există activitate în cadrul primăriei, prinzi boxul respectiv, selectezi exact uh, serviciul pe care vrei să-l uh, să desfășori, se să deschide o cutiuță, ai băgat actele, ai închis-o și a doua zi vă primești un SMS să mergi să-ți ridici părtia de circa de construcție sau autorizație sau ce ai tu nevoie. Pardon, sunt lucruri care... Uh, le putem vedea că se întâmplă în alte comunități ale noastre. Sunt lucruri pe care ar trebui să fim mai mult implicați pe treaba asta. Iar fac referire foarte mult pe partea de tineret și de sport, de copii. Am susținut încă din, din bugetul de anul acesta, din 2024, din februarie, înființarea, reabilitarea parcurilor de joacă care sunt astăzi existente și înființarea de noi locuri de joacă cu teren de sport. Și aici mă refer foarte mult pe partea de, de ANL inclusiv și în această perioadă când am fost cu, cu colegii de la Alianța Dreapta Unită să stăm de vorbă cu oamenii din zona respectivă, sunt nemulțumiți, nu au unde să se joace copiii. Și noi am fost copii, într-adevăr, nu existau atâtea mașini în anii 90-2000, dar astăzi, chiar dacă sunt mașini, chiar dacă este un deficit foarte mare pe zona de, de parcări, se pot identifica zone unde se construiască cât un loc de joacă pentru copii, un grădit frumos și pentru cei mici, dar și pentru cei mai mari cei, cu un teren de fotbal, cu un teren de basket, De mini fotbal. De da. mini fotbal, da, da. unde uh, își pot desfășura activitatea. Noi când eram copii mergeam în curțile școlilor și desfășuram activitatea de acolo când băteam mingea de viața până seara. Astăzi în curții școlilor. Se tot spune se mai... și la nivel național, parcă s-a dat și o ordonanță <coughs> de, de guvern. Nu știu dacă. dacă... Chiar s-a dat, sau voiau să dea, ca să oblige, oblige școlile să deschidă. să pună porțile deschise, da. S-a de la... da, dat acest lucru și s-a făcut, numai că. Dar nu, nu se pus, pune în da. practică. Haideți să luăm da. exemplu. Unde? La gene 7 se lucrează de 2 ani de zile, de 3 ani de zile se lucrează și se va mai lucra 2 ani de zile, da? La general numărul 2 sunt acele modulare unde se fac cursuri și nu mai există efectiv zona unde să poți să, să intri. Da. La Radul Negru s-a construit o sală de sport plus module. Nu mai ai loc efectiv. Da. da. Și atunci trebuie să vii din spate unde poți să identifici o zonă în care se. Bă, există și în, în spatele la Radul Negru, de exemplu, acolo. Sunt zone în care doar o parte de iarbă verde. Nu, se poate amenaja acolo nu pentru instituția de învățământ, cât pentru copiii din, din zona respectivă. Pe partea de la sunt, acolo vedem cât putem cu ochii să vedem lucruri zone verzi care pot fi reabilitate pe treaba asta. La fel pe partea de infrastructură am propus și o să susțin foarte mult deschiderea cartierelor atât veteranilor cât și Mertia pentru deschiderea pe viitoare ocolitoare și pe partea de anele o deschidere, o șosea nouă pentru o șosea de centură existentă în momentul de față pentru a putea descărca traficul astfel încât dacă ai nevoie să mergi din Mertia spre Brașov sau spre Sibiu să nu mai trebuiască să vii prin, prin Făgăraș, prin centru, te poți deplasa direct pe o colitoare pentru că inevitabil că va fi anul ăsta sau peste 2 sau peste 3 ani de zile o colitoare aceasta va, va, exista pentru că am foarte mare, mare încredere în firma care construiește și lucrează acolo. Nu în primărie, vă spun sincer, am încredere în firma care lucrează acolo și chiar am stat de vorbă cu oameni din firma respectivă și au tendința să se meargă pe un ritm foarte accelerat pentru a duce la, la acest proiect. Da, am informații că chiar sunt uh, în avans față de graficul de... Sunt în avans, să... există o problemă financiară. Dacă la început de emisiune am făcut o, o remarcă mai, uh, mai glumă așa, haideți să discutăm și pe real. Deci vă dau cu mâna pe inimă și pe Biblie acum, dacă vreți, după ziua alegerilor, până în toamnă, actualul primar psd dacă va primi girul nu va face un nou credit. Va face un nou credit undeva la 25 de milioane de lei. Lucrul să l-am spus și în toamnă, vis, vis de primele două credite, că o să venim în primăvară și o să mai asistăm la un credit. Și nu m-a crezut nimeni. O spun și acum, undeva, în vară, spre toamnă, să va accesa un credit și acest credit nu va fi pe trezorerie, va fi de la CEC, pentru că deja am înaintat discuțiile cu cei de la ceri de la București pentru a putea duce la o ocolitoarea. Pentru că acolo nu există tot, bă, toată sursa de finanțare. i s-a promis din partea guvernului, care este tot psd da, că li se va da din fondul de rezervă a guvernului. Nu au nici bani și acolo. Eu știu cum lucrează treaba la PSD. În momentul în care ai făcut pasul și te în PSD, nu mai are nevoie de tine să te cumpere, de. să vină cu bani pentru comunitatea ta. A venit cât timp ai fost pe placul lor să vină să te bracolezi. În momentul în care ești, faci parte dintre ei, trebuie să-ți găsești alte soluții pentru a aduce bani în, în comunitate nu. și alte soluții din partea dânsului, așa cum vedem de multe ori, nu există decât un nou credit. Domnule Poparad, vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea. Vă mulțumesc și eu. vă urez succes în alegeri. Să rămâi. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.